Eu sunt Clownela și bine te-am găsit aici pe canalul nostru de YouTube la o nouă poveste. Astăzi vom afla cât face un minut, un singur minut. Tu știi câte poți face într-un singur minut? Pentru că povestea de astăzi se numește Într-un minut, mami. E despre un dinozaur care răspunde la toate întrebările că vine într-un singur minut. Dar reușește el să vină într-un singur minut sau nu? Haideți să aflăm chiar acum. V-ați făcut comod? Foarte bine! Haideți să aflăm povestea lui. Mămica era tare ocupată. Făcea plăcinte și biscuiți. Se pare că o să plouă, a spus ea. Te rog, Rory, vrei să aduci rufele în casă? Într-un minut, mami, a zis Rory. Era și el ocupat să mănânce o gustărică. 15 minute mai târziu a început ploaia. Hainele de pe sârmă erau ude loarcă. Of, Rory, a spus mama supărată. Tata repara mașina în garaj. Te rog, Rory, vrei să te duci să-mi cumperi un ziar? A întrebat el. Într-un minut, a zis Rory. Era ocupat să se joace. Jumătate de oră mai târziu, Rory s-a dus la chioșc, dar era deja închis. Of, Rory, a bombănit atunci tata. Tina, surioara lui mai mare, își făcea temele. Te rog, Rory, vrei să închizi apa la baie? L-a rugat ea. Într-un minut, a zis Rory. Era ocupat să se uite la televizor. 10 minute mai târziu, baia era inundată. Of, Rory, a strigat atunci Tina. Să vedem ce se întâmplă mai departe. În drum spre școală, Rory s-a oprit să se uite în vitrina unui magazin de jucării. Hai! I-a spus prietenul lui, Terry. O să întârziem! E doar un minut, a zis atunci Rory. Era ocupat să se uite la jucării. Când au ajuns la școală, învățătoarea i-a certat pentru că au întârziat. E vina ta, Rory, a zis atunci Terry. Familia era îngrijorată de atitudinea lui Rory. Mereu amână ce are de făcut, a spus tata. Și mereu întârzie, a spus mama. E prea de tot, a fost de acord surioara lui mai mare, Tina. Au hotărât că trebuie să facă ceva. În ziua următoare, lui Rory era foame după ce jucase fotbal toată după amiaza. Poți să-mi faci un sandwich, mami? A strigat el. Într-un minut, a zis mama și a continuat să se uite la televizor. Rory a rămas flămând până la cină. Rory a vrut să se ducă să se plimbe cu bicicleta cu prietenii lui, dar bicicleta lui avea o roată dezumflată. Poți să-mi o repar, tati? A întrebat el. Într-un minut? A zis tata. Și a continuat să-și citească ziarul foarte atent. Rory s-a bosunflat când prietenii lui au plecat fără el. Cioc, cioc, cioc! Rory avea nevoie la toaletă, dar Tina era în baie. Vrei să ieși? A strigat Rory. Într-un minut, a zis Tina, dar a continuat să cânte sub duș. Rory a trebuit să stea cu picioarele încrucișate foarte multă vreme. Mami, toată lumea mă face să aștept, s-a plâns Rory mămicăi lui. Acum știi și tu cum e, i-a răspuns mama. Mama s-a gândit că ar fi util să-i cumpere lui Rory un ceas. Rory se uita cum merge secundarul. Tic, tac, tic, tac. Hai și voi. Tic, tac, tic, tac. Uite, așa merge secundarul, da? Un minut nu e deloc lung, a zis el atunci. Îmi pare rău că nu mi-am dat seama și că întârziam atât de mult. Vrei să-mi arăți ceasul tău cel nou? L-a întrebat Tina. Într-un minut, a început Rory să zică, dar s-a oprit. Bine, uite-te, a zâmbit el
larg. Și într-un final, Rory a aflat ce înseamnă un minut. Dar tu știi cât face un minut? Eu îți recomand să mergi chiar acum la mami sau la tati sau surioara mai mare sau fratele mai mare sau bunica, bunelul și să îi rogi să-ți arate și ție ce înseamnă un ceas, care sunt acele ceasornicului și fiecare din ele ce presupune. Eu am să aștept cu mare nerăbdare să îmi scrii la comentarii dacă povestea de astăzi ți-a plăcut și dacă deja te isprăvești cu ceasul și noțiunea de timp. Eu, Flounela, te pup, te îmbrățișez și te aștept cu mare drag la o nouă poveste. Pa, pa!